O soție care trăiește cu frica Domnului, pe lângă că îi pasă de ceea ce vorbește Domnul, va avea grijă să-și respecte soțul, atât în casă, cât și în afară. Va avea grijă să-l scoată în evidență. Niciodată nu se va plasa ea înaintea lui, ci totdeauna va spune soțul meu. Pentru că odată ce soțul ei este înălțat, este înălțată și ea. Și toți cunosc eminența cenușie din spate, care îl face pe el deosebit, extraordinar, este tocmai soția lui care îi dă credit în domeniul acesta. Deci să vă spun că respectul acesta și temerea aceasta de Domnul și respectul în familie produce în copiii din familie respective cerințe înalte, cerințe care câteodată ne confruntăm cu ele.